copil fiind, atunci când probabil capacitatea de discernământ nu este foarte bine dezvoltată, am sesizat că obiecte ușoare din diverse materiale se lipeau de palma mea micuță pe atunci, palma mea stângă. Eu credeam că este ceva absolut firesc, obișnuit. Nu mi se părea nimic straniu în acest lucru. Și că tuturor li se lipește. Și consideram că dacă eu pot să fac acest lucru, toată lumea poate. De asemenea, ceilalți au această posibilitate. Mai târziu, într-adevăr, elevă fiind în școala generală, colegii ai mei au sesizat această capacitate a mea mai specială de a, mă rog, deplasa obiectele prin aer, prin simpla lor atingere. Au început să-și lipească gumă în palmă. Toți se amuzau, i-au vorbit profesorului meu de fizică de pe atunci despre ceea ce pot eu face mai special. Acesta a fost extrem de curios, de fascinat de darul meu. I-a vorbit unui prieten ziarist despre mine și uite așa a început. Îmi amintesc că primul meu articol a fost într-un ziar local, Cuvântul Libertății. Eram foarte micuță pe atunci, nu mi-amintesc exact, 11-12 ani, cam așa. Și cam așa a început aventura. Toată aventura, exact. A fost un adevărat tăvălug, așa, de... Țin minte că spuneai atunci că e foarte complicat pentru tine, pentru că vin oameni foarte bolnavi la tine și care vor să fie vindecați, tu erai totuși foarte mică. Eram o traumă, da, pentru un copil la un moment dat. A fost o traumă, m-a și maturizat mult mai devreme. A fost o copilărie plină de responsabilități, dar acesta era harul meu, se manifesta firesc prin ființa mea și nu l-am resimțit niciodată ca fiind o povară. Într-adevăr, când copiii se dădeau cu sania pe stradă sau când încă fetițele se jucau cu păpușile, eu salvam oameni din ghearele morții. Aveam, într-adevăr, tatăl meu fiind medic, a avut curiozitatea să mă testeze pe diversi pacienți ai lui și să vadă exact ce pot face cu aceste calități mai deosebite ale mele. Și așa mi-am descoperit metoda de a diagnostica proprie, aceea de a atinge zona bolnavă a unui pacient sau de a identifica zona cu afecțiunea unui pacient prin aplicarea palmei pe pielea, direct pe pielea, da, bolnavului. Da, știu că palma ți se lipea de zona... Da, și aceasta se lipea pur și simplu de zona bolnavă, zona afectată.